De aproape două luni de zile, întreaga societate a Republicii Moldova se află într-o situație dificilă, dureroasă, caracterizată prin speranțe și dezamăgiri. Situație de criză pentru stat și depresie pentru populație. Situație care urmează să-și găsească dezlegarea în urma apropiatelor alegeri anticipate. În viziunea mea, de altfel, o viziune împărtășită de o bună parte din societate, se conturează foarte clar anumite tendințe extrem de periculoase și improprii pentru Republica Moldova. Mă refer la un șir de acțiuni conștiente și bine gândite în scopul polarizării extreme a clasei politice și ca urmare a întregii societăți. Odată cu aprofundarea acestor tendințe, societatea devine ostaticul intereselor și ambițiilor politice ale celor avizi de putere. Astfel, sub acoperirea tezei despre interesele naționale, s-a ajuns la ceea ce numim azi criză politică în Republica Moldova. Mă întreb, oare această dezbinare, etichetare cu comuniști și liberali, ai noștri și ai lor, și este interesul național? Corespunde oare această formulă interesul veritabil al societății? În rezultatul acestui joc dubios de interesul național și statalitate, valorile democratice, atât de des evocate, au fost substituite prin lozinca cine nu este cu noi, este împotriva noastră. Pe când interesul național și reala consolidare a statalității au solicitat schimbări fundamentale, schimbări socioeconomice, schimbări în sistemul judecătoresc, a instituțiilor de forță, în asigurarea reală a respectării drepturilor omului, în crearea condițiilor echitabile pentru resursele mediatice, în construirea corectă a politicii externe și multe alte direcții. Adică formarea unui nou management politic care să ducă spre consolidarea societății și statalității, reieșind din opțiunea pro-europeană a Republicii Moldova. Vreau să atrag atenția că interesul național nu poate fi monopolizat de un singur partid și folosit ca instrument de manipulare, divizând societatea în patrioți și trădători, în stataliști și unioniști. Dar anume aceasta s-a încercat după data de 7 aprilie anul curent. S-au adus multe învinuiri reciproce, dar nu au fost aduse probe. Cel ce spune A trebuie să știe, consecvent, să spună și B. Atât timp cât probele necesare nu sunt prezentate, consider că trebuie respectat principiul constituțional, ce se referă la prezumția nevinovăției. Și doar o anchetă veritabilă, una transparentă, cu participarea tuturor partidelor politice, a societății civile, a mass media și reprezentanților organismelor internaționale, este în capacitate să elucideze adevărul. Consider absolut inadmisibil că nu s-a mers dincolo de declarații privind necesitatea dialogului politic, ignorându-se rezoluția Parlamentului European și recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei. De altfel, în viziunea mea, formatul dialogului urma să includă și opoziția extraparlamentară. În schimb, s-a recurs la metode depășite și inacceptabile, prin acestea fiind închise căile spre un dialog veritabil și conciliator. Totodată, în mod firesc se impune întrebarea, care ar fi criteriile care stau la baza vehiculatului interes național, atunci când PCRM adresează oferta de a participa la guvernare unui partid învinuit de tentativă de lovitură de stat? Fotoliul prezidențial? Insist asupra faptului pe care l-am evocat în repetate rânduri și cu diferite ocazii, inclusiv în discuții de partid. Alegerea președintelui țării ar fi fost doar o aplanare a crizei politice pentru o perioadă foarte scurtă de timp și nu o soluție durabilă pe măsură să elimine tensionările în societate. Geneza crizei politice este aici, în Republica Moldova, și nu în exterior. Respectiv, sunt pe poziția fermă că utilizarea evenimentelor din data de 7 aprilie ca mesaj electoral este nu doar contraproductivă, ci și foarte primejdioasă, pentru că aduce nu altceva decât aprofundarea dezbinării societății. Astăzi, în condițiile suprapunerii crizei politice cu cea economică,
Țara are nevoie de decizii chibzuite, echilibrate, decizii de compromis. Concomitent, sunt necesare acțiuni rapide și hotărâte pentru depășirea acestei scindări foarte periculoase pentru societate. Mai mult ca atât, sunt sigur că, indiferent de rezultatele viitoarelor alegeri anticipate, societatea deja acum așteaptă să vadă capacitatea politicienilor în a duce un dialog veritabil, civilizat și conciliator. Regretabil, dar trebuie să constat, PCRM nu a manifestat asemenea capacități. Așteptările unei părți impunătoare a PCRM, precum și ale societății care a acordat acestui partid votul de încredere, în speranța schimbărilor și modernizării formațiunii, nu s-au adeverit. Mai mult ca atât, prin rigiditatea sa, actualul cadru decizional face imposibilă orice încercare de modernizare a acestei formațiuni, după cum o cere realitatea. Totodată, nu pot să nu recunosc că au fost realizate și multe lucruri pozitive și utile pentru Moldova. Am fost mereu sincer în dorința de a-mi valorifica potențialul profesional și am îndeplinit conștiincios datoria de cetățean pentru binele țării. Dar sunt sigur că pe parcursul celor 8 ani de guvernare, PCRM a ratat foarte multe posibilități, inclusiv pe motivul nedorinței de a ține cont de necesitățile și doleanțele societății. Acum, dragii mei, despre relația mea cu PCRM. În repetate rânduri am declarat că am fost și sunt de felul meu o persoană care acceptă și știe să lucreze în echipă, prin dialog și consens. În colaborarea mea cu echipa PCRM am preferat să atrag atenția asupra aspectelor care ne-au unit, nu asupra celor care au păstrat diferențe. Atât timp cât o parte importantă a viziunilor mele politice au fost paralele cu cele ale PCRM, atât timp cât am considerat că partidul merge pe o cale corectă, constructivă, atât timp cât am simțit consonanța între opțiunile diferitor structuri ale partidului, atât timp am considerat oportună, poate chiar și necesară, prezența mea în această formațiune. Astăzi pot spune că diferențele și divergențele de viziuni au declasat convergențele de până acum. Și această schimbare este una de principiu. Astăzi, în preajma alegerilor anticipate, rigiditatea poziției forțelor politice parlamentare devine și mai periculoasă prin acreditarea ideii că lupta urmează a fi acebră între roșu și negru, între bine și rău. În mod evident, această cale duce inevitabil spre aprofundarea dezbinării societății, spre o catastrofă socioeconomică și implicit spre distrugerea statalității Republicii Moldova. Eu nu doresc să particip într-o campanie electorală în care mesajele sunt alcătuite din acuzații, injurii, amenințări și limbaj emotiv. Nu doresc să fiu parte nici a unia dintre părțile beligerante, care riscă să devină radicale și, de ce nu, chiar ridicole în acest sens. Nu doresc să contribui la sporirea tensiunilor negative în societate. În situația dată, fiind consumate toate posibilitățile și încercările de a participa la procesul de luare a deciziilor în partid, realizând pericolul pozițiilor pe care nu le împărtășesc și fiind conștient de eventualele consecințe ale acestui pas, țin să fac publică declarația că eu părăsesc rândurile Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și, în consecință, părăsesc fracțiunea parlamentară a acestui partid. Totodată, țin să anunț că nu voi înceta să fiu parte activă a procesului politic moldovenesc. Nu pot vorbi acum despre formula în care se poate produce reîncadrarea mea în circuitul politic, dar vă pot spune cu toată certitudinea că acest lucru se va produce într-un format ce exclude poziționarea radicală, rigidă și conflictuală. Dragii mei, asta a fost declarația pe care am dorit să o aduc cunoștinței dumneavoastră. Rog înțelegerea dumneavoastră și să nu vă supărați, fiindcă nu las spațiu pentru întrebări-răspunsuri, cum ar fi în cadrul unei conferințe de presă clasică. V-am promis săptămâna trecută, dacă vă aduceți aminte, ce, cum și când voi face, o să fiți anunțați direct de mine. Vreau să vă spun că am multe lucruri de gândit și mai multe de făcut. Pe care motiv?
La momentul oportun, care cred eu nu se va lăsa mult de așteptat, voi convoca o conferință de presă în format extins pentru a purta discuții detaliate la acest și la alte subiecte. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună în continuare. Aveți în vedere pentru perioada restantă până la decret? Păi, în mod evident, de ce nu? Dar nu a rămas mult. Nu vă supărați, vă rog. Am rugat ca o normă generală că noi lansăm într-un format de conferință de presă. Credeți-mă, o să fie o asemenea conferință de presă.